îl bătea nimeni pe măzărie, că îl bătea, cine îl bătea? Ăsta cum îl cheamă? E pune, îl bătea mereu pe măzărie. Băi, lasă-mă că... Și am fost vagabond, nu știu, dacă nu era nimic. Noi pula din buzunarul, mi-a dat mie nimic. Hai să vă povestesc cum am cunoscut eu cu Migdale. Hai să vă povestesc cum am cunoscut eu cu Migdale până 96. Era Migdale, stătea la Nagi, acolo, pe învingătorilor, la Delea Vechi. Și avea un Chrysler Le Baron. Și eu eram prieten... Băi, stop! Era alu Gorela, nu era alu Migdale. Al meu prostul de alu Gorela era alu Migdale. Auzi, și eu eram tovarăși cu socrăsul Lulică, cu Neamarin Migdale, cu Marin Frunză, cu Neamarin, alu Lulică Vancică, socrăs. Stătea cu mine pe stradă. Da, mă, da. Bă, nene, și eu eram pe acolo și mi-a furat lângă ăsta, stătea, era la o casă de-aia naționalizată. Bă, nene, plină de țigan ăștia, știi cum stă la astea naționalizate, de stă câte 30 de aici în casa acolo. Și mi-a furat o pereche de ochelari din mașină. Și m-am luat cu ei, bă, nene, când m-am luat cu ei, a coborât tot și copii, și bătrâni, și mari, și mici, vreo 30 de aici pe cea mai scump. Eu acum... A ieșit Iureș pe stradă acolo, s-auzea gălăgie, că dădeam și eu un pumn, doi, fugeam mai în spate, iar venea aia după mine, iar bam, bam, la eu fugeam spre Dricaru încolo. Mai multă, mă, mai multă și cu el. Și auzi, bă, mâncavașcurul vostru și iese Migdale din curte, ce pula mea aveți, bă, băga mea și pula ca morții voștri, a stăbărât cu toții pe românul ăsta, nu vedeți că e singur și nu dă înapoi? Dați-vă în pula mea, țării 30 de inși pe el. Și m-a lăsat ăia în pace, așa, mâncava șcurul vostru. Uite așa, fără să ne cunoaște, fără să alea, s-a băgat pentru mine. A făcut o parte bună, Eduard. Da, mă, pe eu ce zic, cum era și Fane, a zis, păi ce faceți, mă, țăriți 30 de inși pe unul singur, că e puște. Eram puște, aveam vreo 22-23 de ani. Eduarde, ascultă-mă un minut. Eu îi lăsam să te bată bine. Păi le băteam obrazul. Băi, nu mai mă rușine. Bă, dar ești Aurel, aici, da, dar sunt răcit varză, mă doare gâtul. Aurel, chiar ce-i cu tine? Două, trei zile am stat răcit varză și acum abia mi-am revenit. Dar din ce cauză ai băut? N-am, nu știu, am ieșit afară. Bă, ești cu mască aici? Mască e aici, da. Mă, Murică, ți-ai rupt piciorul? Păi, bă, că ai ieșit. Nu e, măi, masca aici. Sunt aici, măi, dar... Masca aici. N-am din alea ca voi. Ne ascultă, mă, ne registrează, ne ale. Are alte chestii, masca. Auzi ce făcea, Marius. Pe la văstră. Auzi ce aici a fază. Bine, vină cu acele bunete de... Uite, mașină. Când nu te zic cu la mea că lăsui mașină, că mi-era frică că mergea cu mașina, nu zice că e nemul, Raliu. Am furat o Dacia 1100, și am nici mă aminte. M-am suit cu el în mașină să moară Izabela, dacă mă mint. Tot bulevardul am alergat. Acum păi cine am prins de mașină? Uite la aici, stadionul am prins de mașină. Dacia 1100, te sunt de alaltă. Asta era mică. Nu zic, ești prost cum mă rog. Stai așa să vezi, eu stau la fundă. Da, bă, tu mi-a dat. Băi, stai că zic eu, băi, stai un pic așa. Hai să mai mult, mă treabă. Să-mi dai mie de jurătă, așa eu am făcut prostiul. Migdale, stai un pic, Migdale, stai a făcut, a treia oară, cred că ne-a garda. Bă, Ioane, știi cum mergea, nu? Ce zice, mă? Ce era niu? Păi, atent, auzi unul cu o scrică, două secunde, Migdale, oprește-mi pe scrică. Pura? Mașin. Auzi ce zice unul cu o scrică, să-mi dați mie pe jura. Da? Dacă eu am făcut prăduiele pe Jilava când eram șef de... De camere, cred, nu știu. Dă-l afară, dă-l în sloc, poți să-l bată. Nu, afară, nu, urcă-mă sus. Băi, Costică, nu știu cine ești, dar noi nu vorbim de prăduiel și de și eu nu se pune problema de... Dar dacă dai de jurat pe copii, ești jurangiu, te puci în curs. Vino să sunt de vorbă și mecherește, urcă sus. În primul rând e un cont fals. Da. N-are... N-are niciun fel de... Te pupăm nepoate, te pupăm Cezare. Bă, dar mereu se găsește câte unul de ăsta. Bă, Ioane, ăla-i parpalacul.
Cum? E Parpalac și a făcut cont. Nu vorbea da. Parpalac așa, măi. Nu mai face Parpalac. De cupă pe dreptul. Gata, l-am pus pe cursă la Poarta Albă. Ne pot urmite că mă și domnule. Urât. Vine cu d-astea, vine mă cu, vine cu fața ta, băi, s-a spus. Mariu Schigon, pe voi vă întreb ăștia, ce ziceți, bă, să-l bată ăștia? Stai puțin, Amigdale, vine mă cu fața ta, uite când venim noi. Așa, băi, stai, Mion, eu sunt Gheorghe Dracu. Ia zi, mai ai făcut cu tare sau cu tare sau bă, Merișan, vine mă cu fața ta și zi. Nu scrie pe un cont fals tot felul de tâmpeni. Păi, da, așa face... Păi, n-au tu pe o asta, mă, că de frică. Nu-i normal. Asta dă dovadă de frustrare, de, dacă vrei să-i spui la un om, îl întrebi în față și ea, nu cu conturi false și cu, înseamnă că ești bulangiu. Ne face și prădăitori, mâine, păi mâine, ne face și bulangiu. Păi băi, păstică, dacă ai fost cu mine pe acolo, ce făceai tu, mă, ca să poate prădui el cu tine, arătea copul de boschetar, de spălător. Băi, ia zi, Migdale, ce vrei să-și dă? Dă-l, mă, dracu' eu, numai. Dă meci, ce vrei să-și? Eu te iubesc, da, bă, să bate ea sau nu să bate? Mm? Să bate sau nu să bate, Bendino, cu ăla? Să bate, să bate. Când? Nu știu când e gala, dar să bate. Că e meci frumos și vor să-l bate și ăștia, toată lumea, și RFX-ul și toți. E interesant. Te pup, Cezare, te pup să fii sănătos. D-abia însemnat purice, d-abia însemnat purice și așteaptă acum pe februarie până astea, ci că e vorba să fie meciul și deci îl așteaptă toată lumea. De ce? Pentru că n-a avut nimeni cum să... Stai să-ți fac meciul la purice. Scrie purice și dă la el acolo, dă-i, dă-i ăsta, dă-i distribuire la el. Voi și să-i toată lumea... Îți dau și eu viața mea, dar nu spune cum să trebuie. Auzi, din martie să facem. N-am, Mariuse, auză-l pe Migdale cu viața mea. Viața mea, n-am în viața mea. Băi, să se lească ce mai spune, mai vorbești cu viața mea. Chiar că ești bulangiu dacă vorbești așa. Nu mai bulangi, ci ești lăutar, viața mea. Tu ești maker. Dă-te în pizda, mătii, futu-ți gura, mătii. Ce am aici pe fața aia ta de poitor? Nu mai vorbi cu viața mea. Bagiule, închid fața. Da? Închid fața. Da. Domnul Migdale nu se bate ăștia niciodată. Salut, Daniele, și scuză limbajul, dar cu spoitorul ăsta așa vorbesc. Nici pe mine, nici pe mine. Băi, ia trecă o pătire, mă, cred. Să bate, mă, să bate. Maestru Merișan, auzi. Respect maestru Merișan. Daniel. Păi am fost, mă, la Grivița Roșie. Acolo ai făcut sala? Ai luat sala acolo? Dă sala, cătuși mecanic. Te berea Migdale ăsta să mă răcă fiii mei. Mariuțe, e vârsta mea cum ne rudeam în secta noi. Păi eu am fost și pe la școală, Migdale, scuză-mă. N-aveam cum. Tu ai fost pe la minor, pe la alea? Da. Eu n-am văzut eu nu, mă. N-am văzut mă eu și tu. Am fost direct la 18-21 și acolo am fost mecher. Mi-am luat una de restitivă ca să stea aia la parte. Nu, la minor n-am fost din Migdale, să moră fiu. Da, e, glumim, Daniele, glumim aici. Ai venit după mine? Ai venit după ce am plecat după restitivă? Da, ai făcut rebeliune aia acolo, dezastru ăla. Am văzut cu cine, cu mea, mă, i-am dat un pumn de la mămână. Mi-a dat un an. Te pupăm, Băzare. Unde te duci și mă lași aici? Unde să mă duc, mă, zic? Pe cursă, și de unde eram... Era spurcară ăsta când era puști. Era rău. Ce, Migdale? Da. Să moară copiii mei spurcat rău. A vorbit rău cu Bardai. Tot. În caia și cu aile lui. Dacă vii ți-a bătrânit, Gogule... M-a ajutat mult Bardai ăla, să știi. Da, era la mine lui, da. Deci că ți-am trimis și eu vorbă că nu trebuia să dai buștei. Că tu n-ai știut că a fost o oară și nu ți-am dat cu mine. Dar te-ai enervat din cauza lui Ferentari, știi așa, dar tu ești. Da, mă, a fost... Puriche, cu noi, intre puriche aici, mare. A fost o discuție acolo și, mă rog, cu George, din cauza lui George. A venit mie. A, lui George ăla, cu Gomez.
Da, da. Băi, Marius, vezi că intre puiște să-l faci și pe el. Păi să ceară să intre. Unde e? Că nu-l văd. Te respectăm, Samir, te respectăm și noi. Gata, l-am băgat. Așa am încătit. L-am băgat și pe puiște. Vorbim cu cărțile pe masă. Hai, salut. Bună seara. Bravo. Bună seara. Da. Băi, puiște. Băi, noi s-am băgat aici ca să zic adevărul, fratele. Ce adevăr din Dale, te salut. Salut pe toată lumea și pe Rimus. Salut pe celălalt. Băi, Praleșu, vezi că te-am adus la... Se aude foarte rău. Se aude ceva în spatele... Buscule, ăsta, Eduard, închide, Eduard, închide microfonul. Da. Gata, de la Eduard, că e mașină și se aude rău. Nu-i de la mine, Mericeane, nu-i de la mine, Fatim. Nu de la tine, de la Eduard, scuză-mă. Eu n-am dat drumul la nimic. Da. S-aude rău, dacă s-aude rău, o fi de la mine. Că nu, acum s-aude bine. Vorbim unul pe stat. Dacă vreți, intru și mai soldat. Nu de la tine s-aude. Nu, nu e de la tine, plice. S-aude și înainte. Hai să închidem microfonul și în momentul când vorbim, îi dăm drumul la microfon. Închidem toți microfonul. Cum să închizi la microfon? Nu e mă de la microfon, e cineva care are microfon. Ioane, Ioane, taci, lasă-l propun să vorbească, să vezi că l-ascultăm tot. Hai. Da, m-auziți? Da, da, te-am auzit. Se aude bine, da? Da. Haideți să vorbim pe rând, așa să vedem unde s-aude urât. Da. Ce ai făcut? Ai semnat? Încă n-am semnat, eu aștept cu mare nerăbdare să semnez. Eu mă duc și acum dacă mă cheamă să semnez, doar că mi s-a spus că conducerea de la RXF este plecată de sărbători cu familiile. La Bușcu se aude ceva, mai vorbește cineva lângă Bușcu acolo. M-auziți bine? M-auziți bine, surdule? M-auziți bine? Pe tine, da. Da, mă, s-aude bine. Lasă să zică, Ioane. Și? Hai să vorbească Purici. Așa și imediat după sărbători am înțeles cum îmi cheamă să semnez. Ah, bravo. Bravo. Da. Bravo. Băi, Purice, vorbeam și cu vorbeam și cu Stan. Cu cine te dacă te antrenezi, da. La tine ție îți lipsește antrenamentul. Tu da, ești... da, mă antrenez cu maestru de la Târgoviște, cu maestru Gigel Stan. Cu Alexandru Stan, acum mă antrenează Robu. Mă antrenează Robu, Marian. Nu știu cine spunea că nu ești lent deloc. Pentru că oamenii care nu știu box vorbesc ca iurea. Pleci în ce își dai tare pe final. Nu trebuie să dai cap prost, înțelegi? La tine se vede că ai fost boxier și alea. Dar îți trebuie puțin antrenament. Că n-ai știi cum să, nu? Cum să... Bă, băiatule, trebuie rezistență. Că spun eu să moară fata mea dacă știe să dea la cupul. Să moară Isabela. Știți care e treaba? Oricum, să, ca să știe toată lumea, eu nu mă antrenez pentru Olimpiadă, eu nu mă antrenez să mă bag cu Antonio Joshua. Eu mă antrenez să mă bag cu Bebino și mă antrenez și eu mai ușor, așa? La sper să mă antreneze mai mult, că eu nu prea am nevoie de antrenamente. Aude, asta vorbeam cu Stan. E chestie de cum abordez meciul. Da. Că tu, având experiență la lea, când ce când zic? O să vin pe la București, când o să vin pe la București, o să mă antreneze cu maestrul domnul Stan, dacă are plăcere, cu siguranță. Cum să nu? Da. Ioane, uite-te la mine, dacă nu prinde pe contră, să-mi traci ingura mea. Că intră ca pe zbetic ăla și prinde pe contră. Pa, pac! Da. Deci hai să zic o chestie, dați-mi voi și un pic. Eu am spus-o și mențin poziția mea. Purice o să se joace cu Bebino, pentru că am spus și o repet. Una e bătaie de stradă, și alta e boxul în ring. Și ăsta una e că ești un pic de boala copilor și mari doi nebuni, dar acum chiar mă face să vorbesc. Da. Așa. Și și meserie. Păi da, Ioane, dar ce zice viața ta? Ăla-i bezmeții, chintă, eu ce zic, o să l-am mă, nu mai zic cu viața ta. Nu trebuie să fie nebun cu nebuneală, ce altă așa să arte și tot în cap. Băi, putu-ți gura, mă, de dăspuitor, nu mai zic cu viața mea. Ce-am încheiat de puțe, despre ce te vorbim. Ce drept. Vorbești ca bulangii cu viața mea. Ești tu șmecher. Da, mă, da. Asta e treaba cu Purice. Dacă nu l-aș cunoaște, dacă nu l-aș cunoaște temperamentul, calitatea lui de băiat bun, dulce, super bun, super Purice, super băiat bun și bombardier, și boală copilor. Cine ah, eu când mă transform în super Purice, maestre, când mă enervez puțin, mă transform despre în super Purice. Despre ce vorbim? N-avem despre ce să vorbim.
Mulțumesc mult pentru încredere, vă mulțumesc mult pentru încredere, vă promit că nu vă dezamăgesc. Îmi pun o întrebare ca frate, că tu ești ca fratele meu, în toată lumea, că noi suntem ca frate. Te întreb eu pe tine, are 26 de ani copilul ăsta, și ăla care să-l mai dau numele, are 50 de ani, să moară fata mea, a dat două la pus jos, și l-a lăsat și Bechirește să se salte sus. Ești de mult la cap. L-a lăsat să se salte și a căzut peste el. Și ba, 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 șase de copilul. Ce-a fugit? Băi, Dulap, voi vorbiți de necunoscută de cauză, pentru că nu știți cu ce să mănâncă nici mecheria, nici mărgăia și nici sportul de performanță. Dulap te cheamă. Dulap te cheamă, Dulap ești. Mai strei ori, mai strei ori. Să știi să stai în picioare. Maestru Ion Stan, vă rog frumos, stați așa frumos, că nu, eu nu vreau să mi se sperie și un cap. Vă rog frumos, nu vreau să-mi speria și un cap. Hai să vorbim pe rând, Ioane, când nu jignește, stai puțin. Ioane, când nu jignește și îți dă părerea, că nu trebuie să fie fanul lui Purice. Lasă-l în pace, n-a vorbit omul rând, nu a zis nimic, lasă-l să-și dea cu părerea. Ne-a vorbit la adresa mea, nu la adresa lui Purice. Maestru Ion Stan. Haideți să vă spun ceva, eu sunt conștient că meciul cu Bebino nu o să fie ușor, că și el este puternic, are și el calitățile lui, are viteză, are... Dar o să fac tot posibilul să nu vă fac de râs. Eu până atunci vă zic să nu mai îmi speria șunca, că nu vreau să fungă șunca de fasole. Lăsați-mi-l așa ușor. Nu mă știi, Purice, ce facem noi toată? Noi creștem cota la pariuri. Da. Înțelegi? Mie-mi convine să fiu descont, cum să zic, să am cota mai mare eu, cum ar veni. Adică să fii outsider, outsider. Bă, da. Dar uitați-mă că văd, n-a mai apărut unul care încearcă să se bată. Cum îl cheamă ăla? Cine, Moșailov? Așa-l cheamă Moșailov? Păi Moșailov s-a mai bătut, Moșailov. Se bate până... A mai bătut cu tot scândură, până gard, pap, la el. Da, fapt de lemne multe am auzit, că dă cu toporul la... Parge câte 2000 de kg de lemn odată. Da, Dulap, zici ce vrei, nu e problemă. Maestru Ion Stan ține mult la mine și de-aia a fost. Zici ce vrei, că nu e problemă. Da. S-ar putea, are și pe Bino șanse. Are și pe Bino șanse. Frate, dar eu n-am contestat valoarea lui Bebino. Da. Nu am contestat. Eu pun problema exact așa cum este normal. Una și că sportiv. E pe lângă, nu le are. Aici avem două, e sus. Vorbim de zvardoială. Aici nu. Stai pe problemă cu zvardoială, cu nebuneala, și așa mai departe. Deci le îmbinăm pe toate. Suntem acolo. Luptăm înapoi, da. Nu oale, suntem și nebuni și orice. Și avem și caracter frumos. Noi știm să vorbim, să fim făcuți. Măi, eu nu ți-am zis... Stare, eu nu i-am zis lui Purce să pregătească ca pentru Olimpiadă. Dar măcar să ducă și el o repriză, două. Ai înțeles un pic? Măcar, mă duc așa o jumătate de oră, dar între amen pot să mă deranjez pentru domnul Bebino. Mai mult nu pot, că doare piciorul. Că mă-i bate cu Joshua, cu alții, da, mă întâlnesc mai ca lumea. Asta întâlnesc el. Nu vrea să semneze Purice meciul niciodată. Cine este Oana Lederi? Nu știu, poate știi. Acceptat Oana Lederi, nu vrea să zic. Da, nu știu, nu prea înțeleg ce scrie aici, n-avem de unde să scriu, nu vreau să-mi dau cu părere. Marine, mai scrie tot odată, că nu înțeleg. Nu vreau să vorbesc cu râdă Bebino sau de cei de la RXF, că n-am de ce. Nu, na. Dacă și cu parcă, să plimba într-o barcă, o să vedem. Treaba este că până una alta îi apreciez curajul lui Bebino că mi-a acceptat meciul. Îi mulțumesc, sper să țină și de cuvânt. Ce să vă spun? Oricum, eu când o să înceapă meciul, să știți că eu mai au cu la bătaie, să vedem care dă mai tare. Purice, să pungă în centrul ringului, dar acolo, intervalul meu, n-are ce să caute pe centrul ringului. Zic acum. Hai să spun și eu o chestie. Purice! Dacă la bătaie cu nebunia lui, Giovanni, ai grijă. Mai stai. Nu e plus. Bine, vorbește puternic. Serios? Da, mă. Purice, 20 secunde să spun și eu ceva. Dacă te iei cu el, părere,
cu Bebiru. Să știi, da, că dacă doar avion de la din rați în fundul grădinii sau ceva, e persoan ca orice. Bune, vorbesc serios. Că dacă ai luat un timp de serie două minute, nu ne speriem. Nu ne speriem de punct, că am mai luat, știm cum e, nu e problemă. Băi, Burice, două secunde, Ioan, să spun și eu ceva, că oprești microfonul după aia. Băi, Purice, noi am vorbit toată seara de tine aici. Și mă țin de o săptămână să vorbesc cu tine și nu reușesc. Lasă-mă pe aia deoparte și nu mai te băga în seamă și căuta ceartă și fă cârcotă. Tu vezi de antrenamentul tău și noi avem bază în tine acolo, că ești ce trebuie. Lasă-i, mă, păi, las, că faci ceartă și faci scandal. Nu mai le da până alea. Nu fac, dar nu-i fac la București, să-l pregătim aici. Nu-i fac, bă. Vino aici. Să știi că eu i-am... Eu sunt, mă, Praneschi. Eu nu caut ceartă, din contră. Eu am încercat să aplanez lucrurile pe mine, bă, și dacă mă înjură cineva... Bă, păi am văzut, iese ceartă, păi tu te bagi. Ce să te învețe, mă, pe tine, naie, de la Clăjean și... Nu, te rog frumos, auzi? Hai să nu deschidem. Bă, nu, că nu mă interesează discuția. Nu vorbim de lume aici, Eduard. Nu avem treabă cu lume. Da, am înțeles, oricum eu nu mă bag în discuții. Noi vorbim de box, mersi de alea. Mersi pentru susținere, știi cum mă susții? Dar nu vreau să nu trebuie nimic. Nu. Noi vorbim de box, de asta, de altceva, nu vorbim de lume. Da. Mi-e și rușine că e băiatul meu aici, amigdale, că am trăit cu măsa. Și uite, mă, tac, stai cu ce. Ai dreptul este opinia ta și că dai fratele Costel? Respectăm opinia fiecărui. Da, da. Bă, de dai fratele Costelului? Da, amigdale, nu e, nu contează. Dar viața mea, băi, fratele meu, să nu vorbești unul de copilul ei. Dar nu vorbim de nimeni aici, mă, nu. Să știi, nu vorbim urât de nimeni, domnule. Să nu vorbești viața mea de la că-i fratele meu. Amigdale, dar să știi că noi ne-am văzut pe Mărginen când erai mai puștan. Mai știi? Ești mai mare ca mine? Păi nu sunt mai mare ca tine, dar... Nu e, mai, mai mic, e mult mai mic ca tine. Mic, dar are 37-38 de ani. Arăți mai bătrân, e adevărat, adevărat că tu arăți mai puștan, așa, da. E mai frumos, Victale. E mai frumos. Ești ăla din... Atunci zici? Din planeta maimuțelor. Când a fost cu Bârsan. Da, când erai cu Bârsan, da. Era cu Bulibașa de la Buzău. Era cu Adlasică. Da, era Bulibașa, da, de Evanghelie. Da, de Vanghelie, da, cu Vanghelie. Venisem eu după cursă de la Codra. Da, da. Era cu Florin, cu lucrătorul de la Brașov. Da, da. Da, da. Deci a fost acolo, da, frate. Da. Ce dracu, asta e. Am scăpat-o cu bine. Dacă aici a vorbit numai de sport, de civilizat. Ion e cu sala, foarte sala, tu m-ai cu sala. Și vii pe la București, vorba ta. Vino pe la București, Purice, pe aici, dacă ai timp. O să vin, o să-mi fac timp și o să vin. Când, nu, da, să trebuie să-mi vină, mă, și vă și anunțăm. Trebuie să vină pe la mine. Vino. Îmi predau și eu câteva lecții. Să-ți dau unul, doi băieți. Să-ți dau unul, doi băieți. Să faci de amănuși și puțin joacă. Știi ce zic? Ai nevoie de puțin sparing. Trebuie. Caută-ne când vii la București și cu mare drag. Da. Păi o să vorbesc cu maestrul Ion Stan, că am numărul lui și poate cine știe, poate îmi găsește și pe cineva cu care să fac un sparing așa. Găsim, avem cu cine să fac. Găsim, normal să găsim. Da. Cu mare plăcere. Eu să-ți arăt câteva scheme de alea de hapte. Te salutăm, nepotul lui Boboc. Și pe da, băi, cu tare, nu știu ce, perversă în ring, omul ăsta. Adică smecherie pervers. Băi, Bebino, cu tare, hop! La iarăși, direct. Da, nu fac așa. Nu, auzi, Ioane, ții minte cum a făcut Răducul, ăla de la Constanța? A bătut gongul, a dat noroc și a dat loc și eu de dreapta, l-a făcut nocaut. Ioane și campion, în 84, în prima secundă l-am pus jos pe adversar. Aveți de mâna cu mine, i-am dat proseul. Da, Răducul i-a dat perversă, a întins mâna să dea noroc. Da, așa mai zis. Și nu cine a mai dat perversă, să uite să spun. Stoian de la Rapid, Stoian. Am venit în prima repriză de a ține foarte jos, mor. Așa a dat, băi, eu tot ăla. Cu copilul ăla. I-a dat de meu, bag. Ai văzut, meciu. Să-l bătea ăla și... Ăsta e sportul, acolo nu te întreabă nimeni. Băi, stai. A bătut gongul la revedere, drum bun. Am bătut gongul la revedere.
terminat. Da, da. Rusane, așa a vrut să-mi dea mie turcitul de la Bacău, neveu. Și să mor în băiatul lui dacă nu m-am însemnat că vrea să-mi dea neveu. După ce a bătut omul. Tot ce așa. Da. Nu era profesionist, nu era de actualitate. Băi, știi care e problema? Nu... Sunteți niște oameni foarte violenți, vorbiți numai de bătaie. Eu am altă educație. Vorbim de sport, cu mâncăță și cu ei. Sunt cu pixul, cu alte, dacă aveți violenți, nevoie. Dacă nu făceam sport ăsta mare de... Și tu, dacă nu l-ai pun, atunci despre ce vorbim? Dacă am fost la... Băi, cine le primește pe noi? Pe cine le primește pe auzi, noi? Auzi, Ioane, mi-e rușine să zic, dar... Că mai au pe ăștia de meciuri, de alea. Păi câte meciuri avem pe stradă? Da, meciuri, meciuri, nu de alea. De... Că venea... Dar noi invinam și strada, venea... și sport. Venea... Și le făceam la cel mai mare nivel. Venea neamurile lui Cocalarul ăsta când venea, venea cu oane cu driburile și cu săbile după ei și rupeam scaune de la Berlin cu fare, Dumnezeu să-l ierte, cu frațul. Venea venit după Bozgoru, că noi stăteam liniștiți la mese și multe, multe, nu stăm să povestim aici, că nu-i frumos. Da. Păi aruncam restaurantele în aer. Bă, la... Bă, la... Stai, doamne, spaniol. Doamne, ce bătăi am făcut. Vorba, bătăi, vorba lui Mitică cu Coșeatu. Struguri verzi. A sărit restaurantele în sus. A sărit ambasadorul în sus. Geamuri, toate mese în sus. Păi eram smarbeieri. Era mai ușor, mai ușor că să face microfonie. Vorba lui Mitică cu Coșeatu. Struguri verzi necopți. Asta e că s-a dus la locul lui Mitică. Deci, nu se pune problema. Stai, bă, că era sportiv. Nu, nene, nu era să mergem pe stradă. Ne băteam. La sărind. Ce fă și eu cu halbă de aia de apă cu lumea? Pe mine, pe mine sigurată, mi-a dat jena un neveu și după aia m-a făcut cu japca. Lasă-mă, că băta mă făcea, făcea că injecție. Jeana, mă, băta, mi-a dat până la pac, m-a pus și când m-am trezit. Auzi, îmi făcea băta injecție și o trebuie patru ore. Auzi, ata mai rămas în viață ăsta. Cu fane, mă înjuram așa rău. Cu Mitică cu Coșeatu, care niciodată nu m-am salutat cu el, făcea ce faci, mă, morți mătii. Ăla niciodată n-a zis noroc. Ăla era panoramă mare, mă. Da, dar în rest n-am avut cu nimeni. Ăla, Florică cu canarul. Nu aveam glume cu Florică. No, no. Nu, eu zic așa, ai roșii. Da, da, dă-n jurături, nu. Cu fane, cu tine și cu Mitică, atât. Da. Da. Eu zic că trece ani peste noi, bă. Trec, trec, trec. Au murit ăștia, nici nu vine să cred că au murit. Și fane, și Mitică, și Florică. Toți, mă, băiatule, toți. Cădase. Și Lucian Năsosu. Și Lucian, Dumnezeu să vieze, băiatul. Lucian Năsosu, da. Tărase Spoitor a fost primul, etalonul spoitorilor. El a fost primul în oraș. E Sprințul făcea Ioan, ia să nu făcea Sprințul la, la măsa, la Jean acasă, cu spane, cu dale, cu frate. Lasă-mă, la vorbă, unde s-a mutat Sprințul acum? Trei zile și trei nopți îl țineam cu spane și Sprințul. Trei zile, trei nopți. Marise, intra ăsta și stătea câte trei zile cu hainele după ele lăsa. Uita să mai plece. Te făceam la mine acasă. Ce făceam eu, Ane, să stăia? Te făceam la, 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 la toștea acasă, la Spanici, la Migdale, la părinții lui. Eu n-au zis trei zile și trei nopți. Lasă-mă și acum. Ce a făcut, mă, bulangiul ăsta? I-a venit, cred că i-a venit amant. L-a sunat cineva. Are unul care trăiește. Păi, Migdale! Vreau să te întreb dacă mai ai pensie, mă, Migdale. Migdale, tu ai pensie, nene? Da, viața mea. Gata, mă, ai grijă să nu-ți mărească ăștia pensia, că dacă punem pensie ceva, nu mai se scoală cariciu. Luăm miere, dar vine de aia să scoală repede. Auzi, ce-i zice? Lumigdale, ar trebui să-i dai pensie, pensie de handicapat. Păi da, prostule, că n-am urmit nimic de pensie. Băi, măi, mai dă-mi e bloc pe la ăștia care sunt miști, bulanjii, mare, scoare. Sănătatea știe, pârvule. Ia uite, mă, nici la, nici la pârnaie, la izolare, nu, furam, nu fumam tirat. Aici mă ascund. Adevărat să moară familia mea. Bă, cine a sunat, mă, Mitică?
Cum? Petre zice că a sunat Mitică, dar nu zice pe cine. Zice că Mitică Cocoșat. Da, da, da. Te pup, sănătate, salut. Ce ziceți, maestre, unde, unde faceți antrenament? În zona Obora Masada. În cine ce mă cădă fane? De siring acolo? Nu e problemă. Mergem la prietenii noștri, la colegii noștri, facem sparinguri aia în Argel. Un băiat cu calibru de categorie grea, găsim și... Să știi că am măcar o dată pe săptămână sau de două pe săptămână trebuie. Am neapărat am nevoie de sparinguri. Să la mai înainte, să organizăm... Ce? Să știm când te faci, când e în ciu. Cine mă King Kong? Cine nu doar cu o săptămână înainte. Eu vreau să încep, adică să fac sparinguri acum, după sărbători. După 7-8 ianuarie, pe fiecare săptămână, cel puțin o dată. Vin la București. Vin la București. Da? Deci am nevoie de sparinguri, că așa eu mă duc, eu știu ce am vino, de făcut. Vino, mă, vino, tată, vino aici la sparinguri. Vino că îți găsim. Îi fac eu puțin, îmi trebuie să fie un pic și eu, vedem despre ce e vorba, că n-am mai făcut de acolo. Da. Mulțumesc, vă mulțumesc și eu vă mulțumesc că ce am ieșit ăsta, vă pup și auzim că sunt îmbrăcit mai sunt. Hai, te pupăm, Doamne ajută, sănătate, numai bine. Ceau, ceau. Salut, salut, seara frumoasă. Numai bine. A jurat cineva, bă. Cine e și, mă? Aurică. Remus, Remus, să știi că n-am înțeles ce ai zis. Dacă vrei să mai Serafin Tudorov a zis că îți dorește și tu ce-s. Aurel, stai să-l dau afară. Da, să-i văd să-i văd. N-ai moderator pe aici, Migdale? N-ai moderator pe aici? Ce mai scump dacă? Vedem cu Migdale. Mă întreb, am adresa pe... Ori spun cum o ta în gură. De pagina mea. Lasă-i, blochează-i. Bă, dar n-am mășu, hai duci pe aici să dați voi cerul. Bă, dar să moră dacă tu să dau afară. Să ridică și voi. Aurele, nu știu să te dau afară, ești tu. A, ieșit. Bă, tu la unde să te uiți, băgați aia spune la gât. Că ne jură unii să-i blochezi. Dă-i-mă bloc, Mariuse, că cum poți să le dai bloc? Da, da, King Kong, cine morți lui e? Stai că-l dau afară. Aveam și eu un moderator. King Kong. King Kong a jurat pe unul care a jurat pe fane. A, da? Bă, nu v-am zis, mă, că înjură cineva, aia a, n-am văzut King Kong. Stai, mă, futu-i King Kong. Bă, ăla ține cu... Nu te ești prost, mă? Pe dar nu e ăla, mă, Midale, că sunt mulți cu King Kong. Bă, nene, King Kong îl înjură pe unul care îl înjură pe fane, care vorbește unul de fane. Da. Da, mă, e unul are o inimă, n-are nume, n-are nimic, are pe mort. Da, stai că te bătine, moderator. Ăsta, King Kong, e băiatul meu, e... E băiatul meu, e ăsta, e bebino. Da, de unde te pun, moderator? I-a luat... Ai zis bine, punite. Stai, mă, că pun acum, moderator. Să-i dea afară, cum vorbește... Uite, vrea unul să intre sus. Bagă-l pe ăla, inimioară, să intre sus. Cine? Ăsta înjură. N-a jurat, mă, King Kong. De la băiatul meu. Care, mă, cu inimioară? Băi, frate, uite, e unul cu are inimioară. Băi, mare, să nu vezi. Și ce, să-l băgăm sus? Nu știu, bă, dacă nu știu dacă cine... Nu mă place, te înjuri din tale. Bagă-l, bă, că i-am lăsul ăla. Păi, poate vorbim. Păi, cine, mă, că nu știu. Păi, dar nu știe, bă, ăsta, cu aparatul ăsta de lucru. L-am băgat, bă, dar știu, fac eu la e-forma, e nebunit. Păi, fă! Știu, mă, de-astea. E a doua oară când fac și eu live, fac eu live. Eu scari, bă, că... Zice Cristi Maestru, că l-a... A, uitați, bă, cine a intrat. Rândunică. Maestre, vă rog frumos să mă scuzați, eu mă balasom că e târziu pentru mine, de viață mă la antrenament. Vă pute pare rău că n-am intrat de mai devreme, am fost plecat acum, am ajuns. Am avut treabă toată ziua,
În caut și eu de muncă. În caut și eu de muncă, știți că în caut de muncă, v-am spus. Și ne auzim de dimineață, de dimineață mă duc la antrenament. Hai cum mai vorbim noi. Mai arată și culcă-te. Vă pup, vă salut pe toți, vă respect maxim. Lasă-i un telefon mai star aici. Mai băgați și atunci, seamă dacă nu știți să-i blocați. Nu, că am pus moderator. Lasă-i telefonul tău lui Stan. Ce mă? Să te sune. Când vine să... Păi are numărul, a zis că n-are. Te pupă Mircea. Băi, nu vă mai înjurați, mă, copii, mă, mâncat, v-aș gura voastră, bă. Of, 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 of. Intrase și rândunică, mă. Îl bagă la aici, sus. Păi nu știu dacă mai e, că îl bag pe rândunică. Avem cu cine să vorbim. Dar nu cred că intră rândunică. Calitate. Calitate, nene. Rândunică? Da, mă, ce vorbești? Sunt aici, spune. Cred că e rândunică, nu știu. Da, Florin. Florin Motoi. Băi, scoate-mi. Da, mă, da, bagă la aici. Băi. Scoate-mi, Florin Motoi. Băi, nu vedeți ce e jurat Alberto ăsta? Să bag pula în fare și, adică, și noi. Toți cu bani și cu toate stupe. Cine e la care îi jurează? Te băgăm, mă, sus. Aici să-l băgăm sus. Băgă-l sus, să vedeți și te ține. Alberto, mă. Trei, mă, dracu de frustrat. Nu, frate, e unul nu are nume, are o inimioară. Gata, mă, gata. Moderatorul a blocat. Gata. Și că nu ne înjură pe noi. Bă, rog. Bășoros Bidica nu a făcut nimic. Ba, da, mă, i-am dat la muielul, măta. Asta am făcut, dă-te morți, măti. Nu mai jura, mă, urcă-mă sus ăsta care ne place. Să vedem cine la poate. Da, niște bulangii, niște frustrați, niște... Noi vorbim frumos și îi înjură și vorbesc prostii. Așa vorbește fraierii ăștia. Da. Da, că am pus moderator acum și... Gata, imediat, domnul Motoi. Să-l dai și patrierul ăsta. Vorbiți frumos cu Motoi, că e președinte, e astea, nu vorbiți... Vă rog să vorbiți elevat. Bună seara, băieți. Dacă ne dai și cameră, deja suntem extaziați. Ioane, sunt în pat, frățiorul meu, și e întuneric în cameră la mine, dar de dragul vostru vă dau. Hai, dă-ne cameră să te mai vedem și noi, că nu te mai văzut mult. Decât pe la televizor, pe la parlament, da? Ne face o plăcere deosebită să te vedem. Mă lasă cu vrăjeala asta. Bă, bune, dacă ne onorezi, onorează-ne așa cum trebuie. Cu rândunite, trească. Ia vezi, m-a apărut camera. De ce să uită mitale? N-a apărut, bă, bune, s-a apărut. Apasă-mă acolo cu cameră, tu ai poza. Bă, migdale. Da. M-am apăsat pe cameră. Păi da, frate, păi dă-i nimic, dale, băi, dar nimic, mă, nu mai mă joc. Dacă ai apăsat pe camere rândunica, apasă și pe ăla roșu, de jos. Da, așa. Mare, da, frate, ăla de jos. Cameră și dai accept, unde scrie. Gata. Așa, gata. Aici? A, dar să vede bine, ești bine, rău de tot. Aprindește o ceva, o lanternă, o ceva. Migdale, vezi că de dragul la băieții ăștia am intrat, nu de cauza ta, pentru că tu vorbești mai prost. Așa e. Mai zi odată cum m-ai scos pe stradă, cum m-ai șmecherit. Hai mai vorbește ceva. Dacă m-ai scos, că ești fratele meu, băi, ești fratele meu, băi. E. Iar ne-ai luat camera, mă? Ia, mă, să văd, mă. Nu știu, mă, ce are, mă, de fapt. Bă, câteodată Migdale nici mie nu merge camera. Apasă pe cameră, Florine? Da, mă, uite, am apăsat. Da. Gata. Ești bine, dar e întuneric la tine. E bine, gata. E întuneric la mine, nu? Păi așa cum da, e întuneric. Telefon, ia. Ioane, ce faci cu ziar? Ce mai faci? Bună seara. Nu mai dați să cauți cu toată lumea, te iei de tot. Eu? Te-ai făcut cu mătru, cu Serghei, cu Mizil și te iei de noi de tot. Migdale, cel mai băiat.
sufletist posibil, dar are probleme că e nebun. N-ai ce să-i faci. Omul e nebun. Băi, unchiule Vitale, auzi ce unul? Băi, unchiule Vitale, de ce mi-ai dat bloc? Păi nu ți-am dat eu bloc în cația și coaile tale. Băi, că... poate îmi dă la bloc pe mânsașul ăsta, mă. Zice că nu vorbește urât de băieții după Dudeș, băi. Păi nu vorbește, dar nu el. Eu nu am zis de el. Nu am zis de el. Am cineva. Un nume, un cont fals. Care gata, gata, gata. Are de face Florinică, gine și nouă noutăți trească, te iubești. Bă, Florine, din lumea voastră, cu politică voastră, m-am jurat de fată, m-am jurat de fane fără să știu eu și mi-a zis lumea, Lederică ăla. Ei, spune și tu. Da. Lederică? I-am luat pe spatele meu, am trebuit să mă jură de morți. Mi-a zis, ia vezi, bă, că eram la pucă. În jurul ăla de morți, te-am făcut prăzunțor. Că fane, cine fane era, că ce era fane, că el era unul. Da, încercați să închideți microfonul, că se aute, se face microfonul. Nu, 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 închide radio sau televizorul, că e acolo. Da, e televizor. Nu am făcut și eu nimic, uite. N-ai radio, televizor? Nimic, nimic, aici în bucătărie n-am. Închideți microfonul și dați drumul când vorbiți. Păi așa am zis și eu, să închide microfonul și când vorbești, îi dai drumul. Dar s-auze bine, mă. Auzi, Ioane. Auzi, Ioane, spuneai de... Puneai de... Ziceai de... de lumea asta. Vreau să spun ceva. A fost o perioadă până în 2005-2007. 2005, nu spune, închide microfonul, trebuie să închide. Remu se închide. A fost o perioadă până în 2007. Nu camera, microfonul. Zii, scuză-mă, care exista în mai multe cartiere câteva nume. Înțelegi? L-auzi și noi pe țigană. Și numele astea, din câteva cartiere, spuneam un grup de vreo 40-50 de băieți, exista între ei un respect atât de mare încât nu-ți permiteai să zici nici de te mai încolo. Fără să-l cataloghez ca ciumec, fără să-l cataloghez ca... Spre exemplu, tu, pe vremea aia, câștigai campionate de box și noi când ne întâlneam cu tine, erai fratele nostru și nu țineam cont de palmaresul tău, de boxior, da? Sau nu veneai vreodată să-ți permiți între noi să faci acte de ciumecărie. Nu era, nu exista așa ceva. Știi? Față de perioada asta. Era respectul nostru prima dată. Exact. Catalogați oameni cu respect, cu atitudine și cu prestanță, că așa am fost crescuți și educați. Absolut, absolut. Acum ce să facem? Bă, mâncați-a sufletul tău. Bă, sunt și eu de 40 de ani. Bă, de 40 de ani în orașul ăsta, nu sunt de 20 de zile, de 20 de ani, bă, de 40, cât e, mă, din 1987? Câți ani sunt de atunci? Din 87? Nici nu, exact atât. 40. Da, mă, dar 40 de ani, acolo, pe da, normal. Bă, mâncați-a sufletul tău. Păi, în 40 de ani ești, așa cum mă spuneam, cunoști eu toată crema șmecherilor, toți oamenii ăștia care... Unii au evoluat, care alții au regresat, care alții au ajuns mari. Și când mă uit acum, mâncați-a sufletul tău, copiii ăștia de 20 ceva, de ani, 30 de ani, că nu țin cont de respect, îl înjură pe Oneață, îl înjură pe Migdale, uite, îl înjură pe mine, pe tine, pe oameni, oameni, care n-am găsit niciodată nimănui, mâncați-a sufletul. Oameni care ei vin acum și vorbesc cu noi de ciumecărie, când noi avem posibilitatea, oricare șmecheraș, tentativă de șmecher de genul ăsta, să-l iei, să-l ascunzi și să-l duci în pădure. Da? Ăsta e nivelul nostru, ăsta care vorbim noi. Și ei cu toate astea, da? S-au antrenat pe la nu știu ce sală, s-au antrenat nu știu pe unde și au impresia
că ei sunt tot în orașul ăsta când, logic, mi-aduc aminte, și aici fac o mică paranteză, mi-aduc aminte, bă, mâncați-a, și eu eram copil și 18, 19, 20 de ani cât aveam, nu mai știu, bă, mâncați-a, sufletul tău. Păi când ne întâlneam cu șmecherii ăștia, cu elita asta șmecherilor, era o mândrie pentru noi. Am spus eu într-un podcast cu ăștia, păi da, eu plăteam, da, să mă bag de seamă cu Oneață și cu Tănase Spăitor, că au zis ei că vin la mine acasă. Înțelegi ce zic? Băi, venim la tine, băi, rândunică. M-a costat câteva sute de dolari, lei, dracu, ce era pe vremea aia, că... Și, bă, vine Oneață, vine fane. Nu mai vorbim de fane, nu mai vorbim de tot restul celorlalți, da? Cioacă, chinezul, nu știu. Uite, vă dau un alt exemplu. Uite, Marius Merișan. Eram în Germania, da? Se întâmplase un necaz acolo, că eram cu cineva, se întâmplase un necaz. Băi, n-aveam un cent în buzunar. Bă, n-aveam un cent în buzunar. Și a apărut Marius pe stradă acolo și nu mi-e se din minte chestia asta niciodată, îmbrăcat frumos, elegant, cu un pachet de 1000 de mărci în buzunar, transparent buzunar. Erau mărcile de 1000, Marius. Bărboșii. Am zis, bă, mâncați-o, bă, ce șmecherie asta, mă? Bă, ăsta e șmecher, mă? Da? Și mă mândream că văd asemenea oameni. E, uite că acum lucrurile stau altfel. Una dintre cele mai mari, cele mai urâte lucruri care le văd. Bă, mâncava sufletul vostru. Mă cunoașteți că nu este o laudă. Bă, ieșeam cu cele mai mișto gagiși posibile din orașul ăsta. Bă, dar eu plăteam, bă, făceam gesturi. Acum ăștia se prostituează mai rău decât femeile astea. Bă, nu ești, mă, bărbat adevărat când tu iei banii la o femeie. Bă, nu ești, mă, bărbat adevărat când te prostituezi, mă. Bărbatul adevărat, ori ești bărbat, ori dacă nu, lasă-te, bă, de meseria asta. Da? Și s-au transformat toate lucrurile astea. Îi vezi pe toți pești, nu mai e nimic, știi, ca prostit o femeie, pentru ei este un lucru mare de tot. Ca o mașină după spatele unei gagici, pentru ei sunt șmecheri. Ai înțeles? Bă, cea mai mare rușine pe vremea noastră era să fii pește. 100%. Este o mândrie să fii pește, te și l-auzi. Ai înțeles? Păi cel mai scump. Și tot... Lasă-mă că mai avem și noi prieteni. Toți, dar lasă-mă să fie sănătoși. E treaba lor. Pe și rușine. Dar m-am uit și de fabrică, papuași. Și cine îl băga de seamă pe papoașul? Să vorbim acum antrenor. Nu era rușine de el că era antrenor, dar cine îl băga de seamă? Da, mai luam și noi pe gagică de la el. Florine! Da, era șmecher, nu era viste. Își dă neveștere la produs. Hai mă, te treacă despre ce vorbim. Pe papoașul a fost șmecher cu legitimație mâncava și cu la oameni. Nu, are dreptate în rândurică, că nu luam noi, dar alții lua prostituate. Și să vă mai spun un lucru care de-abia aștept să-l prind pe live, pe Salam, da? Ai văzut că face live-uri. Și bă, mâncați-a sufletul tău. Bă, rămân șocat. Băieții ăștia care noi îi iubim, care au fost pe lângă noi, care ei ne respectă, au un respect anume față de unii dintre noi. Da, uite, îți dau un exemplu, ei nu-și permit să ne ceară nouă bani la anunțile noastre, la botezurile noastre, ei nu-și permit. Plătește în benzina, băieți de respect mare. Fiți atenți ce se întâmplă. Corect. Există un fenomen care s-a creat în ultimii 15 ani și anume, au evoluat atât de tare și și-au făcut un nume atât de mare, încât ei au devenit o emblemă în rândul etniei noastre, care noi am crescut din cauza lor. Astăzi toată România e manelizată, ascultă manele. Când îl văd pe Florin Salam ăștia, sau pe Țancă sau pe ăștia, mâncați-a sufletul tău, parcă nici pe primul ministru nu-l văd. Dar fiți atenți acum ce se întâmplă. Asta este o chestie extraordinar de bună
și eu cel puțin, știți că lucrez în zona asta a activismului ăsta pentru țigani și pentru mine era o mare mândrie. Bă, mâncava sufletul ăsta. Dacă cineva ne face cel mai mare rău astăzi, nu sunt decât ei. Și întrebați-mă de ce. Drogați până la Dumnezeu, mulți dintre ei. Te pupăm, legenda. Te pupăm. Pe lângă că sunt drogați unii dintre ei, au devenit ciumeci, da? Vorbesc de bătaie. Bă, vorbesc de bătaie, ăștia lăutari, ăștia, bă, vorbesc, băi Marius Miela, băi Marius Merișan, bă, vorbesc de bătaie ăștia, bă. Balerinele, mă, balerine, cu așa le zic. A? Sunt ciumeci, da. Bă, fii atent. Și pe lângă asta, cei mai mari prăduitori ai Bucureștiului, ai țării, au devenit ăștia. După ce că se dau ciumeci, îi prinde lumea, îi bate, se duce la poliție și scrie. Înțelegi? Bă, asta este strigător la cer, mă. Și gândiți... E un pact cu zic cu autoritățile astea de căcați. Nu înțeleg, frate. Să dau bloc eu? Păi nu pot să dau frații. Înțelegi? E un pact făcut pentru că ei s-au plâns că, dom'le, nu mai suportăm. Noi cântăm și ne tâlhăresc ăștia, ne ia bani înapoi. Bă, da. Nu știu, vorbesc și eu din punctul meu de vedere. Măi, frate, voi ați nebunit chiar de lăutar vorbim mai. Păi chiar în halul ăsta. Adică ar trebui, dacă lasă în bată, să droghează, mai trage pe nas, nu știu ce, și dă bani și dă și televizorul din casă, bărba vine, unde și tu pleci, bine, mersi, gata, bă, la Mars și hai să împărțim bani, la Mars, că altceva n-ai ce să spui. Ioane, acum să vorbim corect. Ioane, n-ai voie să-i dai bani, să iei bani înapoi de la el. N-ai voie, așa ceva n-ai. Mai degrabă nu ai, rămâi fără bani, du-te la el și cere 1000 de euro împrumut. Cere eu mie, general, că nu toți care dau bani sunt asta. Magnați. Bă, alții dă 300 și că ați dat 1000 să moară copiii. Dacă exact. Exact. Păi alții să duc și muncesc, vă spun eu. Și vin și dă bani la lautari și până sunt leșinați de foame. Ce treacă și, despre ce vorbim? Și stați să vă mai spun de o categorie de oameni care foarte mult și vorbesc de noua generație, exact. De noua generație, care ăștia sunt au devenit așa ziși șmecheri, da, nene, pentru că i-a făcut lăutarii șmecheri, când dă bani la lăutari. Da? Pe de-o parte. Pe de altă parte, mai sunt unii au devenit șmecheri că sunt pe site-urile de socializare. Că altfel nu știa nimeni de ei. Da? Nici dreptul. Exact. Fii atent. Și atunci, mă întorc înapoi la chestia asta, eu, repet, abia îmi doresc foarte tare să-l văd odată pe Salam pe live, să vorbesc cu el despre azi chestia asta. Azi a fost pe live. A? Azi a fost pe live. Da. Să deschid subiectul ăsta, pentru că mie îmi pare rău. Auzi, Marius? Mie îmi pare rău că tagma asta lăutărească maneliștii ăștia care, așa cum v-am spus, bă, a adus țigănia... Mă, dar tu... Măi, Migdale! Bă, tu stai să citești mesajele la lume, mă. Bă, păi să nu ne înjure, mă. Mă, lasă-ne, mă, să ne înjure, să fie sănătoși, mă, să ne înjure. Uite, din spatele calculatorului te înjură toată lumea. Ce să faci? Lasă-i în pace acum. Vorbim și noi chestii mai importante. Da, ne vorbești. Și așa cum vă spuneam, bă, mâncați așa. Eu, unul personal, eu recunosc și... faptul că noi am fost donatori ai oamenilor ăștia timp de zeci de ani, există o recompensă, cel puțin satisfacție pentru mine, că ei au ajuns astăzi ca să ne reprezinte muzica, talentul și așa mai departe în tot ce înseamnă Europa asta. Băi, dar ce fac ei? Nu știu cum pot și v-am spus că o să iau măsuri de genul ăsta, să am o discuție cu ei. Bă, lăsați-mă ciumecăria, mă, că n-aveți voie vorba să vorbiți voi de ciumecărie, mă. Păi să ceartă pe TikTok, bă, că să-ți mari doi să bat între ei și alea. Dar cum puteți să faceți voi public chestia asta când voi sunteți persoane publice, nu? Și apăreți chiar și... Sau să coborâți, să coborâți la nivelul ăsta. Sau să coborâți la nivelul ăsta. Am o rugăciune, nu mai trimite strandafiri sau cadouri, că noi nu stăm pentru cadouri. Cel puțin eu, vă rog din suflet.
Da, asta ai dreptate ce spui. Ei ies pe TikTok, domne, se înjură unul pe altul, să fac, domne, că-l prind pe ăla călbat, că ăla e drogat, că nu știu ce. Și exemplu dăm pe pat acum, bursuc, salam, cine mai este, țancă și așa mai departe. Da. Pe bune. Asta, păi sunt oameni publici, măi, omule. Ei reprezintă, au autoritate. Nu, ai zis bine, ei ne reprezintă, băi. Ne reprezintă. Păi sunt la un nivel nu național, mondial, frate. Și vă ieșiți pe TikTok și vă bălăcăriți și vă înjurați și vă faceți drogați că la vinde, că la trage, că la face, că la să piște, să cacă pe el și așa mai departe. Și pe de altă parte, băi Mariusică, băi Ioane, bă băieți, bă, până niștea vorbesc de ciumecărie, mă, care ăștia stăteau drepți, bă, stăteau în poziție de drepți, mă. A? Bă, eu când aud chestia asta, nebunez, mă, mâncați-a, că eu mi-aduc aminte de când erau copii. Înțeleg? Cum vorbești, mă, tu? Vezi că eu dacă aș interpreta, dacă aș spune, s-ar interpreta altceva. Un lucru, Îndrunică. Când îi dădeai 100 de lei la un lăutar, trebuia să-ți cânte melodia cap-coadă. Dacă nu ți-o cântai, era vai de pielea lui. Păi acum, eu zic pe vremurile alea. Acum sau dacă îi lipeai o hârtie pe frunte, cu cea să rămână? Păi fă una dată, lui Salam, și te mașcă. Stați puțin, vă rog eu frumos. Mamă, vin bodyguard și stai pe sus. Frică, Marian, frățioare, dacă este vorba de un salut, poate să salute, nu spune nimeni nimic. Dacă a să stea să converseze mesajele cu cineva după TikTok, deranjează o discuție care avem. Dar nu, dacă salute, e logic să salute omul, că e așa de frumos. Trebuie să salute, că e ce lumea că... Da, bineînțeles. N-avem o problemă cu salut. Am zis ceva, e salut. Și stați puțin că mai e o chestie care vreau să o spun și pe asta. Fii atent. Mai mult decât atât. 10 minute. Mariu, se vezi că înjură cineva să lege, nu știu, te-a arătat fuck-ul ție, te-a arătat. Ce-a făcut? Te-a arătat ție fuck-ul. The legend. Nu, a salutat, mă, a salutat. Adevărat, spune, nu, a salutat. Bă, pe mine poate să mă înjură. De unde e cea mai frumoasă fată după TikTok, am glumit? Auzi, mă, și fii atent că se mai întâmplă un fenomen, migdale. După una și alta, după ce fac toate lucrurile astea, vin și se afișează pe astea, și spune, domne, eu sunt Nașimie Cutare, un nume, nu-mi permis să dau, da? Și numele lui omul ăla, care omul ăla nu și-ar permite niciodată să vorbească prost, să în poate. Numele lui... El păi cine fumează, bă, că ne dau ăștia de ăsta și ne închide TikTok? Dacă trebuie să dea tap-tap-uri ăștia ca să nu ne limiteze la ei. Uite, zice, consumul de substanțe de tipul celor Cutare, nu știu ce. Ah, da. Am zis noi de chestia asta, au dreptate. Hai să nu mai vorbim de asta. Fii atent. Și se mai întâmplă o chestie. Și folosesc nume la diferiți băieți din oraș, care au un nume, da? Tatăl meu, cumătru meu, fratele meu, știi mă ce zic? Cardele de-astea de înțelegi? După ce se dau ei puțin smardoi, zic că sunt nașii lucutare, finii lucutare. Păi din cauza finilor voștri sau prietenilor voștri, bă, nu vă bate lumea. La ce mă refer acum? Că ăia sunt prea șmecheri ca să se bage pentru tine ăla care o-i fi. Un lăutar de ăsta care te-ai făcut ciumec pe parcurs. Da? Bravo, Îndrunică! Bravo, așa e. Și... să ai impresia că ți-a ție apărarea cineva în felul ăsta. Păi să-mi facă mie unul de ăsta, o chestie de asta și vai de mine să folosească el un nume din orașul ăsta că nu mănâncă la bătaie din cauza că l-are el în spate pe nu știu cine. Păi știi de ce trebuie rupt în bătaie ăla? Numai că îi folosește numele lui omul ăla, dar sunt unii care fac greșeala și înjură, știi? Nu merită să înjuri. Dar trebuie luat ăsta și scuipat numai în gură să nu se mai folosească de numele la șmecheri că ăia nu-i bagă niciodată de seamă pe ei ca să se certe cu lumea din cauza lor. Mai ales când îi vede ce fac. Tu nu vezi grad de frustrare aici? Noi vorbim, avem o discuție frumoasă, civilizată.
ne jignesc, niște frustrați, niște oameni... Dar și voi tap-tap, ca să crească audiența aici. Aici. Lor, au fost și pe la școală niște proști, au fost și în viața de tot niște fricoși. Un om normal, un bărbat adevărat, care poți să-l numești bărbat, dacă are de spus ceva, intră cu contul lui, bă, sunt Grigore Ion. Vreau să vorbesc, înțelegi? Dar tu vezi că aici intră niște frustrați. Băi bătrân, nu știu cum, băi cu tare. Dar aici îți dai seama de caracterul oamenilor. Și tu mai ai pretenția la respect, de la cine ai pretenția la respect? Și îți garantez eu, cu toată rușinea, că am vorba aia, vârsta care o am, dacă i-am în fața mea, nu vreau câte unul, câte doi sau trei, bat odată. Deci îmi cer scuze pentru ce... Mie nu-mi plac chestiile astea, dar răspund. Uite-te la ei. Uite-te cât de frustrați sunt. Când vă bărbați adevărați, că e marea majoritate ăștia care în jură sunt homosexuali, fătălăi, iban nevestele și se răzbună la taste aici cu conturi false, că nu-i vede nimeni. Înțelegi? Asta e situația. Asta e gen... Eu de-aia nu intru pe TikTok. Am intrat acum să mai generez o discuție, că am vrut să discut cu Ion despre box, despre asta, nu știu ce. Te pun pane, Ion Marius. Ai intrat și Bușcu și mai mulți. Migdale, dar nu poți să stai, frate, liniștit să ai o discuție pe TikTok ăsta, că încep tot felul de frustrații. Ăștia-s oamenii, să știi că noi cei care ne expunem, ne asumăm lucrurile astea, Marius. Dar nu mă expun, tocmai că eu fac rar asta și îl fac de dragul vostru. Uite, nu mai avem timp să ne vedem. Mai te întreb și eu, ce faci tu, ce-ți fac copiii, ce cu tare, cu eu, mai vorbesc de box, cu Migdale, mai vorbesc de Măsa, că am trăit cu ea. Și anumite lucruri de genul ăsta, înțelegi? Cu Bușcu, care e expert la anumite chestii cu limba. Adică avem niște lucruri comune. Eu, țigan tradițional, n-am voie să intru în asemenea discuții. Păi nu intru niciodată. Când l-am văzut pe Bușcu, gata, am zis, gata, e idolul meu, e campion. Oneață-i campionul. Nicu a pierdut. Ia păcă și nu cu Oneață aici. Oneață a pierdut. Oneață era... Băi, uite, băi, fii atent. Băi, să vă spun o chestie. La adresa lui ăsta, Gigi. E urât ce a făcut Gigi. Ce a vorbit? Nu, cine e Oneață? Că nu-l cunoaște pe Oneață. De unde? Așa a zis Gigi de Oneață, eu nu cred. L-a făcut Magnitor. Că nu, eu. L-a văzut că a făcut live Oneață și a zis... Dacă bătaia care ai mâncat-o de mai chema pe mine, pe Fane, pe Ilie, de te-am scăpat, atunci mă cunoșteai? A zis Soneața asta? Da. A zis Soneața așa, ce ai vrea să zică? Da, băi, bă, ai dreptate. Bă, acum... El a zis că nu mă cunoaște nici pe mine, care să dea 100.000 știi bani de la casino și i-a zis ăsta cu mătrumi să-l ghei, bă, dă-i-mă banii ăla că uite și el, frața asta. Nu-l cunoști, cine e? Care e ăla? Nu, Migdale. Nu știu cine e ăla. Mă, dacă nu luai hainele după mine și zădeam și nene după mână, că nici nu ai să te îmbraci 90, 91, 92, mă cunoșteai? Și acum că ai bani, nu mai mă cunoști. Ce bă, măi, mare. Bă, fii atent. Dacă vorbești așa de Gigi, e aiurea, nu? Eu personal, nu mi-a făcut Gigi mie niciodată un bine, eu am făcut, dar în schimb am primit respect de la el. Și eu, așa cum îi cunoști istoria și toți de aici îi cunoaștem istoria, omul ăla nu merită bârfit niciodată și vă spun și de ce. Bravo, Florin! Atâta respect! Florin, iartă-mă că îți iau vorba. Nu merită, frații mele, bârfit să mor eu și tu dacă mi-ai spus un băiat extraordinar. L-a ajutat numai nume străină, nu prieteni, care l-a ajutat. Lasă că a ajutat o grămadă băieții, Migdale. Lăsați-mă cu vrăceala asta, mă, când dormiți pe voi în ghete. A ajutat lumea amărâtă, că el are orgoliu, nu ajută șmecherii care nu mai are la ora actuală și l-a ajutat și pe el la timpul lor. Vă lăsați-mă cu astea. Că a făcut. Îți dau cuvântul meu dacă cineva îi bate la poartă, indiferent de gradul de șmecherie, timpul îl ajută. Ioane. Să moară fata mea dacă vă vin, dacă eu, tu știi că eu cu Ion, cu ăsta, cu... Am fost ca frații, mă, nu ca frații, ca frații. Îi dăm hainele după mine să moară fata mea, m-am dezbrăcat la box, m-am zis, îmi veci eu, ești nebun. Fratele meu, de ce să zic, l-a ajutat pe Fane. Am recunoscut la toată lumea, că pe Fane l-a ajutat, că de-aia în Canada, acolo. Pe mine nu. Eu l-am ajutat, că așa am vrut să-l ajut. Dar arată-mi un șmecher. A murit Ilie Ursaru.
și a ținut cont că i-a dat o palmă și să moară fata mea, dar vreau să-l ajute. Ești nebun la cap? Hă? Băi, mic, da. A ajutat oameni de la țară, le-a făcut case, le-a dat bani la cercetori, milioane în fața curții, da. Nu te auzi, șmecher, să-i cer să mi-a zis, da? Păi, dar ce șmecherie, băi, migdale, ia mă să vorbim și pe asta la altă. Păi ce șmecherie, mă, să ajungi să te duci să cercești la Gigi Becali? Băi, sunt mulți care nu mai au posibilitatea, care și? Au pătrânit. Și? Nu mai are, Florine. Te spune o șmecherie care a ajuns la Măresc, i-a bătut la oșe lui Gigi, Gigi a fost... A, mă, dacă noi vorbim de Gigi Becali, suntem prea mulți și prea idioți să vorbim de Gigi Becali noi. Iată ce dracu. Și unul care l-a ajutat. Te vrei să dau nume? Da. Da. Noi te-am auzit acum câteva zile că cineva a fost din băieți la Gigi și i-a dat bani. Și m-a întrebat, ai fost vreodată la Gigi? Eu? Pe cine sunt eu? Ascultă-mă pe mine, oare. Migdale, cine se duce la omul ăla?